Această poveste relatează o experiență profund personală care a lăsat-o pe Anca de la Strehaia copălșită și disperată. Soțul ei, Leo, a jucat un rol important în evenimentele care s-au derulat, iar consecințele relației lor tensionate au fost grave. În ciuda încercărilor sale de a prelua controlul situației, Leo încă nutrește sentimente de vinovăție pentru ceea ce s-a întâmplat. Povestea servește ca o poveste de avertizare și există lecții importante care pot fi învățate din ea. Cu toate acestea, detaliile complete ale poveștii nu au fost încă dezvăluite. În 2015, soția lui Leo de la Strehaia, Anca, a dezvăluit o experiență cutremurătoare în timpul unei emisiuni TV. Ea a vorbit despre cum a încercat să-și ia viața după ce s-a simțit copălșită de relația tensionată cu soțul ei. Anca a povestit pe nerăsuflate amploarea suferinței sale și consecințele acțiunilor sale. Potrivit Ancăi, relația ei cu Leo era dificilă și o lăsa să se simtă epuizată emoțional. Ea a declarat că, după ce a încercat să intre în contact cu el, Leo i-a spus să-l lase în pace, ceea ce a dus-o să izbucnească în lacrimi. Suferința pe care o simțea a fost atât de puternică încât a luat o cutie de 30 de pastile în încercarea de a-și pune capăt zilelor. Cu toate acestea, planurile ei au fost întrerupte când o femeie a intrat în cameră și a descoperit-o ulterior. Anca a fost internată la spital, unde i s-a făcut o spălătură stomacală. Leo, pe de altă parte, a vorbit despre cum a reacționat la această situație. El a declarat că a preluat controlul situației, sunând directorul spitalului, dar că încă se simte vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat. Cuplul este acum divorțat, iar Leo a declarat că oamenii ar trebui să învețe ceva din această situație. În cele din urmă, povestea Ancăi și a lui Leo de la Strehaia este un memento puternic al provocărilor care pot apărea în relații. Ea ne arată că consecințele acțiunilor noastre pot fi grave și că comunicarea este esențială pentru rezolvarea conflictelor. Deci povestea a ajuns la final, impactul lecțiilor sale va continua să rezoneze cu cei care o ascultă. Pe măsură ce mergem înainte, să ne amintim importanța empatiei, a compasiunii și a înțelegerii în toate relațiile noastre.